Atacanții naționale Moldovei Virgiliu Postolache și Vitale Damașcan au scăzut în preț pe piața transferurilor. Portalul Transfermarkt a început actualizarea intermediară a prețurilor jucătorilor de fotbal. Primele schimbări de preț au fost resimțite de cei doi atacanți moldoveni. Valoarea de piață lui Vitalie Damascan, atacantul echipei Stad Lozan, a scăzut cu 200.000 de euro și acum este de jumătate de milion de euro. Valoarea de piață lui Virgilio Postola, atacantul echipei franceze Grenoble, a scăzut cu 100.000 de euro și acum este de 600.000 de euro.